ne întâlnim la Povestea Sufletului Meu, acest concert magic cu foarte mulți dansatori, 20 la număr. O grafică spectaculoasă cu un super band. Uită-te și tu la noi, o cheamă dragul mare, am ajuns aici. Ai venit mai luat de sus, pe tocuri, pe scări. Ai venit mai luat, tu filmezi, tu organizezi, tu tot. Tu ești! Astăzi, 3 octombrie, s-a lansat în magazinele digitale al 13-lea album din cariera mea. Se numește O Lume Minunată și are 20 de track-uri. Scriem dragostea la infinit, fii povestea mea fără sfârșit. Ca furtunile pe mare, exploziile solare, ne iubim. Scriem dragostea la infinit, fii al vieții mele răsărit. Ca furtunile pe mare, exploziile solare, ne iubim. Ne super îndrăgostim. Bine ați revenit pe canalul meu de YouTube și, bineînțeles, la un nou vlog. Sunt tare fericită că în mai puțin de 2 săptămâni ne întâlnim la super concertul meu de la Sala Palatului. Pe 16 octombrie ne întâlnim la Povestea Sufletului Meu, acest concert magic pentru care mă pregătesc de foarte, foarte mult timp. Mai întâi mental, cu ani în urmă, și mai abitir în ultimele luni. Așadar, pregătesc împreună cu echipa mea un super show cu foarte mulți dansatori, 20 la număr, cu o grafică spectaculoasă, cu un super band, repetăm intens și aveți imaginile aici de la ultimele repetiții cu dansatorii. Am început să repet și cu un band extins. Eu de obicei în concertele mele când cu 4 instrumentiști, de data aceasta avem și suflători, avem și backing, vocals, am 3 fete superbe la backing, Dea, Sara și Teddy, pregătite de Mădălina de la Lala Music Academy, profesoara mea de canto, și împreună va suna totul demențial. Aveți repetițiile aici! I-E-A O-E-I. În viață frumoasă trăiesc tot ce n-am mai trăit. Și ia-mă iar pe drumul tău atunci când am greșit.
jurăminte până am învățat să iert, am iubit. E, vezi? Catastrofa și acolo nu mai era. Ai mai mult așa luat în divers. Iubit! Ca exercițiu ești foarte bine, adică tu ai putea să treci și că este un Billie Eilish challenge, bravo, nu puteți să vină pe respirație. Dar ideea este că mai aveai, adică după asta, eu tot așteptam să văd, băi, da, când inspiri, adică și cum intri, știi? Iubit, mereu 100%, ai aici respiram, doar cu inima. Păi da, păi nu. Am avut zile însorite, am avut zile cu noi, multe vise împlinite, am căzut atâtea ori. M-am rănit multe cuvinte, când habar n-aveam să pierd, încărcat jurăminte până am învățat să iert. Am iubit mereu 100%, doar cu inima, eu altfel n-am știut. Și-am lăsat și rău stea pierdută într-un loc ascuns în trecut. Da, da, bine. Deci una e zbiară cât poți tu de tare, da, da. Și cealaltă o să fie zbiară cât poți tu de tare, da. Dă-mă în picioare. Și tu ai zbiară cât poți tu de tare. Da, asta e gata. Perfect. Mix sau... Nu cred că o să... Da, tu ce poți să faci aia era, chiar dacă... Nu vreau altă, să urle acolo. Să urlu? Că aici e cu bătaie. Se bătăie acolo în scenă, supereroii trebuie să... Cu bătaie, da? Zbiară! Uită-te și tu la noi, o tonă dragul mare am ajuns aici. Visez la acest concert de foarte, foarte mulți ani, doar că nu am avut curajul să-l fac. Întotdeauna când aveam concerte mai puțin plăcute, în locuri mai mici, mai strâmtorate, închideam ochii așa și mă vizualizam pe scena mare de la Sala Palatului, pentru că întotdeauna am știut că această scenă este cea mai mare scenă pentru un artist din România și că mai sus de acolo nu mai ai unde să te duci, că trebuie, dacă atingi acest prag de a cânta pe această scenă mare de la Sala Palatului, automat ești un artist emerit al acestei țări. Și dintotdeauna am visat să fiu acolo, doar că n-am avut curaj. Iată că anul acesta totul s-a aliniat, dar în primul rând pentru că m-am liniștit eu în interiorul meu și apoi am găsit oamenii potriviți în jurul meu care să mă încurajeze și să fie alături de mine în această călătorie frumoasă. Și vreau să vă spun un lucru extrem de vulnerabil. Acest vis frumos îl adeveresc pentru copilul meu interior, pentru fetița aceea mică de 10 ani care a început să cânte la 10 ani, descoperită de Mihai Constantinescu la emisiunea Badabanu, cum ați văzut acele imagini în videoclipul O lume minunată. Ei, și acea fetiță a trecut prin foarte multe greutăți de-a lungul anilor și a sacrificat foarte multe aspecte ale vieții, de la copilărie, adolescență, viață personală. Ei, și eu am sacrificat de-a lungul anilor foarte multe lucruri și acum vreau să vină și răsplata, atât pentru copilul interior, cât și pentru adultul care a muncit de-a lungul anilor să clădească această carieră pe care o am. Vreau să vă spun că am fost la Sala Palatului zilele trecute cu o parte din echipa de producție, cu regizoarea Greta, o știți pe Greta de la Happy Hour, de la Măruță. Ea o să regizeze concertul. Am fost și cu Alina aici de față, care va filma concertul și va arăta demențial. Am fost și cu luministul, omul de la decor, cu cel care se ocupă de ecrane, de videoproiecție, cu organizatorul Cat Music și a avut loc prima ședință acolo. Ce vreau să vă spun este că atunci când urcam pe scările către scena Sălii Palatului, mi-am imaginat că o țin de mână pe Andreea Mică și că îi spuneam, uite, vezi, în sfârșit am ajuns aici. Și că tot greul prin care am trecut până în prezent a meritat, pentru că în sfârșit putem să facem cel mai frumos show din România. Măcar fără cască, știi, dar cât să... Păi nu, 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 trebuie exact, trebuie complet, trebuie înălțimea lor. Și pentru filmare, ca să știm nivelul. Păi aduce mai mult de atunci și vedem care intră.
Cam ascultă, dacă e problemă înălțime. Avem mai multe dacă costume zici că se apleacă, dacă se pot apleca, îi ajutăm și noi la ieșire. Mă, stabilește că... În primul rând trebuie să arăți foarte bine. Da. Și are tot ce trebuie, și artificii reci. Nu. Are și confetul. Confet, vreau și vreau să ea. Că trebuie să diluiești cu ea. Și tonul ea sau mele? Păi este către peștene. Și de câte kilograme vrem, adică au tot mai mult. Am început repetițiile și cu invitații speciali și primele repetiții au avut loc cu Joe și Liviu. Abia aștept să vedeți despre ce este vorba, pentru că, după cum vă spuneam în vlogul anterior, show-ul meu este împărțit în 9 capitole și fiecare invitat intră la un anumit capitol care îi se potrivește, după părerea mea. Abia aștept să cânt cu Mira, cu Iuliana Beregoi, cu Aurelian Temișan, cu Joe și Liviu și să vedeți ce momente frumoase și speciale am pregătit împreună cu ei. Și aici aveți repetițiile cu Liviu și cu Joe. Treaba e că facem super show. Ia zi, iese bombă? Iese bombă, da. Avem moții. Asta le face pe toate. Ia mă și chitara, ia și toba, ia și leaba. Deci ce mai ai nevoie de oameni? Mi se pare că tu le faci prea pe toate. Da, aici la band e super simplu, că ei cântă după partitură, nu știu ce, dar la dansatoră e cel mai greu. Acolo tu foarte tot. Greu. Foarte greu, da. Te pui împreună pe toți 20, dansezi, e greu. Dai, deci ai venit mai luat de sus, pe tocuri, pe scări. Tu ai venit mai luat, tu filmezi, tu organizezi, tu tot. Ce vezi? Ca nebună ești. Vocea ta e de tu înger. Tu ești! Iubirea! Ai o voce de înger și abia aștept să cânt. Este destul de dificil să lucrez cu 20 de dansatori, dar pe cât de dificil, pe atât de frumos. A fost foarte greu să îi aduc pe toți împreună, fiind dansatori profesioniști cu programe diferite. Eu am în echipa mea 10 oameni, dar am mai coptat încă 10 oameni și cei 10 noi au trebuit să învețe toate coreografiile noastre vechi plus altele noi. Și Petrișor s-a ocupat îndeaproape, el este coreograful, bineînțeles, tuturor coreografiilor mele și totodată e coreograful acestui show și cu el am creat conceptul. S-a muncit foarte, foarte mult la coreografii și avem niște prize și niște scheme nouțe, dar a fost greu să le găsim pentru că noi deja făcuserăm tot ceea ce se, na, tot ce am știut noi mai bine. Aveți imagini aici. Și 4, 5, 6, 7, 8, spate 2, 1,
una și un și doi și trei și patru, cinci, șase, șapte, opt, Charleston, sus, hop, un, doi, trei, opt. You make me happy, you make me sad. It's driving me crazy, it makes me mad. There's something about you that I can't resist. Let me see. Astăzi, 3 octombrie, s-a lansat în magazinele digitale al 13-lea album din cariera mea. Se numește O lume minunată și are 20 de track-uri. De ce 20? Pentru că 10 track-uri reprezintă piesele vechi refăcute special pentru Sala Palatului. Când m-am apucat să lucrez la acest concert, în primăvară, evident că a trebuit să refacem foarte multe melodii vechi. Am vrut să le aduc în prezent, să aibă un sound fresh și nou și am stat luni de zile în studioul lui Marius Moga cu echipa lui și am refăcut foarte multe piese vechi, așa că pe album găsiți Te joci cu mine liberă din nou, Dragostea e un carnaval, Aparențe, Upseroare, Evadez, toate refăcute, Baby Get Up and Dance, plus încă 10 piese pe care deja le știți lansate în ultimii ani și câteva nouțe. Așa că în magazinele digitale căutați albumul O lume minunată. Titlul este dat evident de ultimul single lansat, O lume minunată, acel celebru refren cântat de Mihai Constantinescu, cântat împreună cu fetițele mele, acum în prezent. E lume minunată în care vei găsi numai copii și o lume a inocenței păstrate orice ar fi pentru copii. Când s-au pus în vânzare biletele pentru acest concert, primii 250 care și-au cumpărat bilete au meet and greet gratuit plus un cadou din partea mea. Așa că abia aștept să mă întâlnesc cu voi. Mi-aș fi dorit să mă întâlnesc cu toți cei care și-au cumpărat bilete la acest concert, dar cine știe, data viitoare la următorul concert o să fiți primii. Și foarte, foarte important, cred că în două zile concertul va fi sold out. Ultimele bilete le găsiți în linkul din descrierea acestui video. Ups, eroare! Dragii mei, sunt foarte, foarte fericită. Biletele la concertul meu de pe 16 octombrie, Povestea sufletului meu, s-au epuizat pe site-ul iabilet.ro. Vă mulțumesc din inimă că ați cumpărat bilete, abia aștept să ne întâlnim și pentru cei care încă n-au apucat să-și achiziționeze bilete, mai sunt încă câteva bilete pe site-ul Sălii Palatului, salapalatului.ro. Intrați pe link și aici găsiți ultimele bilete. Vă mulțumesc din inimă și abia aștept să cântăm și să ne distrăm împreună. Sunteți minunați! Și vă aștept la Povestea sufletului meu. Sper din tot sufletul să nu plâng tot concertul de la un cap la altul. Este cel mai mare vis al meu din punct de vedere al carierei. În sfârșit mi se adeverește. Am simțit întotdeauna că la un timp divin se va întâmpla. Îmi voi vedea acest vis cu ochii. Îmi doresc să continui această tradiție, dacă nu o dată pe an, măcar la un an jumate sau maxim 2, să fac un concert extraordinar la Sala Palatului și de fiecare dată să găsesc un concept nou și să vă ofer tot felul de experiențe muzicale și vizuale frumoase. Mulțumesc tuturor celor care și-au achiziționat deja bilet. Abia aștept să ne vedem și dacă n-ați cumpărat, accesați linkul. Multă dragoste, multă pace, multă liniște vă doresc din tot sufletul. Ne vedem pe 16 octombrie la Povestea sufletului meu. Dragii mei, în scurt timp ne vom întâlni la concertul meu de la Sala Palatului din 16 octombrie, Povestea sufletului meu. Va
aștept cu brațele deschise și cu toată dragostea să sărbătorim împreună cei 30 de ani de carieră pe care i-am împlinit anul acesta. Toată viața mea a fost un cântec despre iubire, suferință, renaștere și vindecare. Pe 16 octombrie vă voi împărtăși toată povestea mea prin muzică. Va fi un spectacol inedit în care eu mă autodepășesc ca artist și voi oferi publicului o experiență muzicală și vizuală de excepție. Am pregătit super multe surprize pentru voi și împreună cu invitații mei speciali vă vom oferi momente de neuitat. Așadar, ne vedem pe 16 octombrie la super concertul meu, Povestea Sufletului meu. Vă pup și vă aștept cu drag!